Comunitatea Municipală, vă urează bună seara, bine ați venit bine ați venit. Cu emoție vă spun că deschidem zilele în această seară, zilele de teatru la Târgoviște și cu această ocazie stagiunea 2011-2012. Deschidem cu, pot să spun, o expoziție de suflet și pot să mărturisesc că Ion Mărculescu este, face parte din prietenii mei, cei mai buni și nu greșesc ajutându-ne reciproc, să spunem, să-i facilitez gratuit pentru curioși de a participa în deschidere cu această expoziție. Dar de câte ori am avut ocazia să susțin această mișcare de artă fotografică din Târgoviște, am făcut-o și am să o fac de fiecare dată de câte ori am această posibilitate, mă repet. Mă bucur foarte tare că avem aici, să simt așa, izul sau atmosfera studenției. Sunt studenți sau proaspeți absolvenții ai universităților de artă teatrală din București și din Târgu Mureș, care le mulțumesc că sunt prezenți și o să rugă doamna profesoară Dana Lemnalu să rămâne. Mă bucur că sunteți cu noi și cu studenții alături de noi. Sunt două spectacole pe care vi le propunem în această seară și le propunem de altfel spectatorilor târgoviștei. Dar sunt convins că știți foarte bine ce urmează cele trei zile de teatru și, le pot spune eu, trei zile de artă la Târgoviște. Ca să fiu un ton, încep și eu cu bună seara. În primul rând vreau să îmi exprim bucuria mea personală și imediat și cu colegilor mei, că ne aflăm în acest loc foarte drag mie, un loc de cultură, un loc unde văd de câte ori intru niște oameni foarte talentați și puși pe treabă, despre artiștii, despre actorii de teatru vorbesc, care se luptă cu niște condiții materiale pe măsura vremurilor, ca să zic așa, și dau rezultate excepționale. Aici, pe lângă talentul și căldura actorilor, am găsit căldura oamenilor care dirigează activitatea, în speță, în cazul de față, domnul director Ciopa. Mă bucur că văd aici în sală și chiar am niște emoții, așa, dacă o să încep să plâng, că mie mai mă bușește plânsul așa aiurea, când nu trebuie. Nu o să vă supărați pe mine. Văd niște oameni foarte importanți pentru cultura locală. Văd niște oameni pe care știu de mare sensibilitate. Și cred că și ceilalți pe care nu-i cunosc în mod special sunt oameni de mare sensibilitate din moment ce au venit aici. Acest grup GPT care expune pe Simeza astăzi este un grup de prieteni mai vechi sau mai noi. Foarte mulți din acest grup sunt fondatori ai fotoclubului Fotochindia din anul 1982, o altă entitate care funcționează separat. Noi suntem o entitate mai recentă, afiliați la Asociația Artiștilor Fotografi din România. Din acest grup, cu excepția, adică nu, cu mine împreună, mai fac parte domnul inginer Ion Zecheru, domnul inginer Ion Sima, domnul profesor Badea Teodor, domnul profesor universitar Cristina Mortici. Dar cine am uitat, frate? Ar fi fost bine să... Vreți să veniți puțin în față? Hai, veniți să vă vadă, să vă știe lumea. Vă arate cu degetul și pentru că să nu mai dau bine. Dar cine n-am mai pomenit? Domnul Paul Nepodată, inspector, care nu este, a fost asupraită în unică intervenție chirurgicală astăzi. Domnul Pavel Țică este lucrător al serviciului. Deci, niște oameni de profesii diferite, cumva, și de
Ce vreau să precizez, că niciunul dintre noi nu facem fotografii la nunți. Nu că fotografia de nunți ar fi una compromițătoare, din contră, mie mi se pare că se profilează o nouă artă în fotografie, un nou domeniu în fotografie, în fotografia artistică de nuntă. Deja în plan internațional au fost niște creatori cu o mare forță. Eu le țin, am în fața vășilor la mult, din păcate nu pot să vă arăt imaginile unei fotografe rusoaice, care face niște fotografii de nuntă uluitoare, plină de metaforă, plină de mesaj. E cu totul și cu totul altceva decât ce știm noi, niște oameni care stau țepeni și eventual răgesc cumva în fața aparatului. Îți dau un patima chinezească, că nu ești arăt într-una. Aveam un prieten care... Am un prieten care a fost în vizită în China și mă găsăcea, toți vreau să fotografieze cu el. Și fotograful totdeauna zicea, acum. Dăm fotografia, mai stăteam, acum. Și până s-a prins omul vostru, zice, eu nu râdeam, că aștept făcea fasole imediat, făcea expoziție. Deci, mă mulți cam așa se întâmplă, poziții țepene, oameni rigizi, o poză, o fotografie care nu depășește un canon minim documentar. Se face fotografie de notă de valoare. Ce nu se spune, de fapt, că nu suntem fotografi de notă? Nu asta, că apreciez și fotografia de notă. Dar vreau să spunem că niciunul dintre noi nu a recuperat un leu din cheltuielile care le-a făcut până acum cu aparatură. Și cam costă. Ceea ce vedeți aici pe Siemensel este rezultatul a câteva mii, zeci de mii, sute de mii de ore state în fața computerului. Și nu numai atât, a sute mii de kilometri parcurși cu piciorul, cu mașina, în căutare de subiecte. Uneori umbli pe zbetic o zi întreagă, două, trei, și nu te alegi cu nicio imagine. Că dar la final n-ai găsit ceea ce îți trebuie și să vă aduce într-un nivel emoțional deosebit. Mai vreau să spun un singur lucru și că nu mai știu ce să spun, chiar m-am pierdut puțin, dacă vreau să mă credeți. Ce este asta, noțiunea de fotografie artistică? Este o noțiune oarecum contestată, nu este... V-am recunoscut că sunteți actriță, sunteți de la Craiova, v-am făcut niște fotografii și... Da. Eu fotografiez și mulți artiști pe scenă și am văzut o personalitate foarte interesantă, care, ce să mai... curgea apa pe mine când o fotografiam. A susținut un rol de compoziție. Ce vreau să spun? Că se face fotografie multă în lume, la ora actuală. Mă uitam, vara asta am fost undeva prin Italia și mă uitam la turnul Pisa. Acolo e o suprafață mare, ca un izlaț în felul care înconjoară. Așa știu să-și vândă, dacă ar avea aștia turnul Chindia, scoate niște bani italieni, dar rupe. Așa, și o suprafață așa mare erau zeci de mii de oameni. Am prins și o zile asta înghesuită, că noi nu mai poate în coaste, nu mai te călcau pe lăsă în vânțe. Și toată lumea cu aparate de fotografie. Dumnezeu, mie mereu să plâng când îi vedeam cu fotografiază. Aiurea, cu aparat. Am avut în autocarul în care m-am plimbat o vecină, care fotografia tot timpul. Pune aparatul, m-a spus. Cred că s-a dus câteva mii de fotografie acasă și a spus, a, fotografia de-a rupt. Ce? Nu să știu. Adică, oamenii nu înțeleg că fotografia este o chestie care trebuie subordonată puțin esteticului. Fotografiază orice, oricum, adică nu există o educație. Am un prieten lor, că nu este aici, că e din bun, de aceea nu dată un aparat de fotografie, a plecat Iana cu copiii și s-a întors cu un maldă, trebuie să lucrași cu fiul, atunci nu trebuie să găseau fiul. Și m-a rugat să-i le developez. Erau numai fotografii, ei tăbălindu-se până zăpadă. Le-am arătat fotografiile făcute cu secundătie și am zis, să distrau și asta e la Brașov. Dar era în zăpadă. Asta la altul este la Bran, asta nu mai știu unde era. Fiecare fotografie, ei știau unde au făcut-o. Numai că nu trebuia să ducă la Brașov, sau la Bran, sau la Constanța. Dar să stea foarte bine acasă, aveau zăpadă în grădină sau pe marginea drumului, se întrebăreau pe acolo și făceau 100 de fotografii. Adică, le-am spus, băi, după ce cunoști tu că e de la Brașov, după ce cunoaște nepotul tău, copilul tău,
peste 20 de ani că asta este fotografie cu tabla Brașov. N-ai niciun semn în fotografie, niciun reper ca să-ți localizeze imaginea, mai mult decât atâta. Tu, în toată fotografia care este atâta, apare așa un punct, deci o căreză mică, ceva care l-a lăsat musca acolo pe hârtie și zici, uite cum, îi spui nepotului tău, uite cum arătam eu când aveam 25 de ani. Cum arătam? Da, arată ca un cum. Adică, nu era tu ca persoană ieșită și pusă pe un fund, oamenii nu știu să fotografieze și... Din păcate, nici nu le spune nimeni că ar trebui să-și pună întrebări încă. Oamenii nu sunt rău intenționați, vor să facă. Dar trebuie să le sugereze cineva. Există un domeniu al fotografiei numită fotografie artistică. Adică, și asta are mai multe genuri. Portret, peisaj, este o fotografie și așa mai departe. O fotografie artistică este o fotografie care nu îți dă o informație neapărat. Pentru că aia ar putea să fie altă categorie, și o fotografie care îți produce o emoție, o imagine care să-ți producă emoție. Și noi care trăim într-o civilizație a imaginii în ziua de astăzi, foarte multe informații de prin ecrane vizuală, prin imagine, hai să ne gândim noi la conducerea auto. Mai să vezi panou unde zice interzis să cotezi sau să girezi la dreapta. Pe care să fie interzis să girezi la dreapta. Vezi un panou cu o săgeată tăiată. S-a lucrat deja pe imagine, o codificare. O fotografie poate să fie o codificare a unei idei și care codificare să producă o emoție. E adevărat că un semn de circulație nu se produce emoție, dar o fotografie poate să facă acest lucru. Deci, fotografia de artă este o vedere, e o altă de vedere asupra realității. E o convertire a realității într-o trăire emoțională pe care o are fotograful și pe care o transmite privitorului. Nu o să ne certați foarte tare pentru nereușitele noastre de aici. Nici să nu ne lăudați prea mult pentru ce vă place mai extrem, pentru că nu luăm mare în cap și ne prostim. Totdeauna cine e lăudat? Știm unul care l-a luat la următoare sau a luat un alt pușcat la și pun la acela pe coajul. Nu ne s-o poți. Vreau să, dacă îmi permiteți, să vă propun un proiect. Poate din, știu eu, chiar din decembrie, pentru că vorbeam de fotografii cu zăpadă, să încercăm să aveți, să vă întâlniți cu fotografii amatori, dacă putem să spunem așa, cu cei care sunt amatori de fotografie, și cu ceva noastră și al grupului și al colegilor dumneavoastră, să îi punem în temă ce spuneți. Să fie oarecum... să fie un proiect pe care noi să-l lansăm, gândindu-vă la faptul că foarte mulți sunt și spectatori noștri. Domnul director are, să zic, oricare de idei mai tot timpul, dar până asupra mai e și generos, așa, când este vorba de înțeles, să pună umorul, îl pune. Orice idee, dacă domnul director spunea o idee, eu accept fără să o formuleze, pentru că știu că totdeauna este una bună și bine intenționată. Deci, domnul director, propuneți niște întâlniri ale grupului nostru cu oamenii care fac fotografie în mod obișnuit și din care se pot recruta viitori artiști fotografi, oricine poate să... Sigur, eu mă gândesc și vă promit că ne vom întâlni în sala de atatului de copii, la sala Mihai Popescu, acolo avem o sală generoasă și sigur o să puteți să vă întâlniți cu... doritori. O să lansăm și o să promovăm foarte bine momentul și sigur o să aveți întâlnirea cu ei. Dacă nu s-a înțeles și da, mai am un moment, vă scuzați așa că mi-a scăpat și un pic de laudă. Noi membri ăștia ai grupului, dar și cei de la Fotochimia, am participat și participăm la multe saloane interne și internaționale, pentru că există așa ceva, concursuri, și nu avem la ora actuală o listă a premiilor și a acceptărilor de expoziții din țară și de afară, dar oricum sunt foarte multe și unele chiar meritorii. Adică în Târgoviște există oameni care le-au luat, care dețin premii ce n-au fost luate de niciun alt român până acum. Ne-am și luat data, gata. Vă mulțumesc și să aplaudăm și
Sigur să mai vedem prezentațiile foaierului Teatrului Municipal. Pentru vreau să vă mulțumesc, domnul profesor. Vreau să mulțumesc colegilor dumneavoastră că au acceptat această provocare. Vreau să mulțumesc colegilor sau colectivului Teatrului Municipal pentru acest maraton de 3 zile. Mulți s-au mutat sau se vor muta în teatru, pentru că aici, începând de, din momentul acesta până duminică, luni dimineață, vom avea de lucru focul continuu.